Una dintre cele mai pure ape din România va curge la robinetele a 350.000 de locuitori ai județului Dolj până la finele anului 2023. Este vorba despre locuitorii municipiului Craiova și ai altor 22 de comune și orașe de pe traseul conductei care va aduce apa de izvarna de la poalele munților Parâng. Investiția are o valoare de aproape 500 de milioane de euro și va fi realizată preponderent cu bani europeni. Acest proiect este cel mai mare pe fonduri europene din România și cel mai mare din Europa pe apă. Dacă până acum Uniunea Europeană a dat bani și a finanțat proiecte de apă și canalizare, a finanțat la sume poate mai mari decât acest proiect în Europa, nu în România, dar pe apă, pe o aducțiune de apă, cum este la noi firul 2 Izvarna, este cel mai mare din Europa. Este un proiect demarat de compania de apă și de primăria Craiova în 2014-2015. Acum suntem deja în implementare și în execuție și vom aduce la Craiova o apă de cea mai bună calitate de la Izvarna din Gorj. Este o apă care izvorește din munți, o apă pe care nu o găsim nici în comerț îmbuteliată la sticlă. Este apa vie, așa cum mulți vor să o numească. Proiectul prevede nu doar asigurarea alimentării cu apă de Izvarna, ci și introducerea canalizării în localitățile din proiect în care aceasta nu există. Proiectul presupune conformarea Craiovei la canalizare în primul și în primul rând pentru că mai avem zone din municipiul nostru care nu au și nu beneficiază de acest serviciu de canalizare. Prin programul anterior, prin POS, s-a conformat Craiova la apă, însă nu și la canalizare. Prin acest program operațional, toată Craiova, toate străzile, domeniul public din Craiova, vor beneficia de acest sistem de canalizare, așa cum beneficiază și zona centrală și alte zone din oraș. Este vorba despre cartierul Mofle, este vorba despre zona Izvorul Rece, este vorba despre zona de periferie a orașului, bariera Vâlcii, toate străzile care s-au construit, au intrat în domeniul public pentru că acum mulți ani de zile ele erau în domeniul privat, au fost cedate de cetățeni, acum sunt domeniul public, sunt străzi ale municipalității, toate aceste străzi, domeniul public, prin acest program vor fi conformate la canalizare. Compania de apă Oltenia își propune, printre altele, creșterea gradului de acoperire cu servicii de apă în zona urbană la peste 99%, precum și îmbunătățirea accesului la apă potabilă de calitate a populației din sate și comune. Firul 2 Izvarna a fost împărțit în 6 tronsoane, toate sunt ridicate în SICAP, în diferite etape de licitație. Am semnat primul tronson de la Craiova, de la rezervoarele de la Șimnic, bariera Vâlcii, spre Reamonte până dincolo de Ișalnița. Presupune reabilitarea acelui tronson de care s-a apucaseră cei dinaintea noastră acum mai bine de 30 de ani și construcția unor tronsoane noi din conducta Fir 2 Izvarna. Termenul de execuție a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare în județul Dolj este decembrie 2023.